Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Iașul practic a înflorit, iar primăvara și-a pus amprenta în adevăratul sens al cuvântului. Exact despre acest lucru discutăm și noi astăzi, despre faptul că ieșenii cât și turiștii pot admira atât magnoliile cât și arborii plantați de către societatea din subordinea primăriei municipiului Iași. Stăm de vorbă despre programul acestei primăveri cu invitatul meu, domnul Laurențiu Ivan, directorul Servicii Publice Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am regăsit! Cum vă spuneam și înainte de emisiune, cred că anul acesta este primul an în care realizez cât de frumos arată Iașul din punct de vedere al ornamentelor, al florilor și al arborilor. Magnoliile mi-au atras atenția în mod deosebit. Ele au existat dintotdeauna? Din tot orașul? Bineînțeles că au existat. O parte din ele, cele din zona pietonală, au fost aduse pentru că sunt în acele ghivece, sunt plantate în acele ghivece mari și le luăm iarna, le aducem primăvara și bineînțeles că restul au existat și până acum. Și am văzut că au impresionat pe toată lumea magnoliile, pentru că au apărut, știți, și la nivel național. Și a fost supranumit Iașul, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, orașul magnolilor. N-am știut și ne bucură să auzim una ca asta. De fapt, am vrea să fim orașul verde și orașul florilor, nu neapărat numai al magnolilor, știți? Și ne bucură orice apreciere în sensul ăsta. Cât sunt ele de sensibile? Vreau să vorbim puțin și despre magnolii, pentru că sunt sensibile, pentru că din ceea ce știu de la colegii mei care sunt de specialitate, sunt sensibile la curenții de aer și în momentul în care timpul este cumva incert, nu a venit căldura, suferă în momentul în care sunt curenți de aer reci, sunt sensibile la poluare, de ce să nu spunem, dar în momentul în care reușesc, pentru că noi avem două categorii de magnolii, magnolii obținute în cadrul pepinierii noastre din semințe și magnolii arbuști, deci acestea sunt genă arbore sunt cele care sunt le-am și achiziționat gen arbuști, care înfloresc mult mai ușor și bineînțeles că impactul este imediat. Vă încurcă vremea aceasta? Acum, practic, incert? Acum nu ne încurcă, ne-a încurcat pentru că au fost temperaturi foarte scăzute noaptea, deci au fost foarte multe cicluri de îngheț-dezgheț în această sfârșit de iarnă, primăvară chiar. Acum, având în vedere că temperaturile nu mai coboară noaptea, am avut astăzi, azi noapte chiar 0 grade, acum nu mai coboară mult sub 0 grade și deci putem să ne gândim, ați văzut vegetația reînviat, mai ales după ploaia din acest weekend, putem și noi, suntem la primul ciclu de producție al primei șarje de flori anuale și imediat după Paște, sărbătorile de Pascale vor putea fi plantate în oraș, deci începem cu primele 220.000 de flori din cadrul serii, flori anuale, și intrăm, să zic, în normal. Continuăm, de asemenea, cu amenajările pe care le vedeți în oraș. Amenajările sunt foarte importante pentru că această perioadă este perioada optimă pentru amenajări, în sensul ele pot fi făcute pe tot parcursul anului, dar suntem noi mai puțin aglomerați pentru că odată cu creșterea vegetației intrăm cu lucrări de întreținere care vor fi mult mai mari, cosit în special, udat și celelalte lucrări. Și în această perioadă vrem să ne apropiem foarte mult cu lucrările de amenajare. Vremea ne-a încurcat foarte mult pentru că în zonele unde am vrut să montăm covori de gazon, furnizorii de gazon n-au putut să recolteze acest gazon pentru că pământul era înghețat sau era prea ud și, vă dați seama, n-au putut să livreze conform nevoilor noastre. Noi am fi avut nevoie, ca să înțelegeți, undeva de 1000 de metri pătrați de gazon pe zi, iar n-au putut să ne furnizeze chiar mai mult, n-au putut să ne furnizeze aceste cantități și din punctul acesta de vedere suntem un pic întârziați. Am înțeles, deci practic a fost depășit puțin graficul lucrării. Da, ritmul pe care am vrut noi să-l impunem legat de aceste amenajări. Gândiți-vă că avem
în permanență, în fiecare zonă arondată unui centru, avem amenajare în lucru. Sunt 8 rânduri de amenajare. Uneori o amenajare presupune suprafețe foarte importante, adică de mii de metri pătrați. Nu reușim să acoperim în această etapă necesarul nostru de gazon, nu putem să îl primim. Sperăm ca în cel mai scurt timp să se regleze acest lucru și să putem să primim cantități mai importante. Vorbeam și înainte de emisiune despre faptul că toată lumea așteaptă să interveniți în zona în care locuiește, să aduceți flori, să plantați arbori. Care sunt planurile pentru CUG, de exemplu? Acolo unde nu există nici esplanadă, adică nu e foarte ofertant spațiul. În CUG deja am terminat o amenajare în zona... În zona Poatie vorbesc. Am avut lucrare de amenajare pe Stradela Cetățuia în continuare a celei de anul trecut. Am terminat-o, am gazonat. Suntem în zona Poatie, căminilor din Poatie, o zonă care până acum ceva timp a fost defavorizată și lumea suferea din pricina aceasta. Am început de acum aproximativ 2 ani cu amenajări în zona respectivă. Anul ăsta am continuat și avem lucrări importante. În zona Nicolina, dacă vorbim de șoseaua, avem două rânduri de amenajări până acum. Acum urmează pe Strada Răzoarelor a treia, adică suntem prezenți în cartiere. Am mai observat un lucru foarte bun, zona Copou a fost clar îmbunătățită. În zona Copou am continuat cu lucrările pe care le-am început anul trecut între blocurile din area Bulevardul Carol Codrescu. Anul trecut am terminat primul plan spre bulevard, acum am intrat în al doilea plan și am continuat cu acele lucrări, chiar și zona mai alăturată. Și acolo am gazonat, pentru că este o zonă foarte umbroasă și se pretează gazonul sămânță și automat folosim gazon de umbră. De asemenea, am amenajat zone cu plante perene, arbuște, arbori, ceea ce s-a pretat în această etapă, urmând ca odată cu plantarea florilor, ce vă spuneam într-o săptămână jumate, două săptămâni, să putem să dăm și pata de culoare, să venim cu aranjamente florale, cât să capete o altă imagine. Bineînțeles, așteptăm înflorirea lalelelor, care în centrul orașului sunt într-o fază mai avansată de înflorire, în zona Copou într-o fază mai întârziată, pentru că este o diferență de temperatură între Copou și zona centrală. Și după ce înfloresc, după ce se trec și lalele, vom intra cu toate ciclurile de plantări, flori în tot orașul, pentru că vom continua până la sfârșitul, sau până în luna iulie cu plantările de flori. Gândiți-vă că în total avem aproximativ numai flori anuale, în jur de 700.000 de flori. Wow! Sunt gândite toate produse la noi în seară. An de an sunt gândite alte ornamente, alte aranjamente? Bineînțeles, pentru că tot necesarul de plantări se face în funcție de ceea ce solicită colegii mei, șefii de centre, care sunt, ei sunt de specialitate și tot timpul gândesc alte aranjamente, alte flori, încercăm alte varietăți, altă cromatică, pentru că o să observați niciodată de la un an la celălalt nu se păstrează aceleași culori, aceleași, de alte talii, știți, de mai înalte, mai joase, alte flori care se pretează pentru clima din zona respectivă, o zonă mai umbrită, o zonă mai luminoasă. Totul este avut în vedere de către colegii mei în momentul în care fac solicitări pentru aceste plante. Și cred că nu vă feriți nici de provocări, în sensul că, nu știu, dacă o floare este ceva mai sensibilă, totuși veți căuta soluția cea mai potrivită pentru a reuși să o... Dacă nu merge, ne întrebăm de ce nu merge, care sunt factorii care au intervenit asupra ei, poate fi o greșeală de creștere sau, eu știu, sau poate fi o influență a mediului înconjurător
și atunci trebuie să găsim plantele care se adaptează. Permanent, noi în cadrul serii încercăm noi varietăți, noi plante. Bineînțeles, în anul de încercare lotul este mai scăzut, urmând ca dacă în acel an au succes, să, în anul imediat următor să mărim aceste cantități. Apropo de succes, care a fost, nu știu, ornamentul cel mai apreciat de către ieșeni, de către nu oameni? Nu pot spune, pentru că sunt foarte mulți. Mie personal, sunt... Ce vă place cel mai mult? Sunt foarte multe ornamente care îmi plac, aranjamente. Tot timpul venim cu lucruri și am colegi care sunt cu adevărat inventivi și vin cu lucruri noi. Dacă un lucru acum sau un aranjament poate părea, eu știu, nu atât de evident, pentru că deja noi ne-am obișnuit cu respectivele aranjamente, chit că sunt extraordinar de frumoase, știți? Da, da, da. Nu le schimbăm neapărat numai din dorința de a veni cu altceva. Plus că parte, scheletul acestor aranjamente este creat din arbori, din arbuști, care nu pot să-i rotești tot timpul. Elementul care jonglăm sunt florile, pentru că ele, prin cromatica lor, prin talia lor, pot influența acel aranjament, știți? Da, cel mai mare proiect cred că a fost acesta, de a obține florile în sera noastră. Acesta este într-adevăr cel mai mare și este un proiect de succes, având în vedere este că reușită. Noi am extins sera anul trecut și în condițiile acestea solicitările sunt din ce în ce mai mari. Și ca să vă spun așa ca un barometru al muncii noastre, satisfacția cetățenilor este dată și prin faptul că a crescut foarte mult numărul de solicitări de amenajări pentru persoane fizice, știți? Adică în momentul în care și aranjamente în cadrul unor rezidențe frumoase, adică nu oameni care au v-au investit cu încredere. Vin și au înțeles că trebuie pentru o reședință a fi completă, clar, trebuie și spațiul verde să fie frumos. Clar. Sunt mai joase prețurile decât dacă am apelat la, nu știu, niște peisagiști ce lucrează pe cont propriu? Noi suntem în piață, zic. Pentru că, având în vedere că noi producem singuri materialul săditor, automat prețurile, cel puțin la flori, din moment ce sunt și furnizori de flori care vin să cumpere de la noi flori, am ajuns să vindem și angro. Și către alte țări? Nu, către alte țări nu, pentru că nu suntem speri. Dar sunt florari care în perioade din an vin și achiziționează flori de la noi. Noi ce mai cumpărăm de la alții acum? Materialul săditor, acel baby plant, îl achiziționăm pentru că timpul de producere a plantei din sămânță până la obținerea acelui baby plant este egal cu timpul care trece pentru a fi obținută floarea matură din acel baby plant. Deci înjumătățim timpul de creștere. Floarea, materialul este selecționat, deci nu avem surprize legate de mari, legate de creșterea florii mature și prețul de cost este undeva la 10% raportat față de planta matură, știți? Adică timpul este jumătate, prețul este 10% și din punct de vedere economic noi suntem ok. Au apărut deja și întrebări, acum intru pe pagina noastră, că eram convinsă că vor fi multe curiozități. Întreabă cineva dacă vom mai vedea acele lalele foarte, foarte înalte. Sunt și anul acesta. Trebuie să avem ce răbdare. Soi sunt acelea? Că mi-amintesc că le-am văzut și eu prin copou. Dar noi avem, cu siguranță au mai fost și în alte zone. Câteva zeci de soiuri de lalele. Cele înalte, care erau de jumătate de metru. Sunt. În fiecare an, v-am spus, colegii mei vin cu propuneri. Aceste propuneri sunt centralizate la nivelul unui atelier de proiectare al nostru, care face de altfel și necesarul achiziționare de bulbi în speță pentru lalele. Și se gândesc, v-am spus, jocuri pe înălțime, din punct de vedere cromatic, să fie complementare. Noi, la baza acestor lalele, avem florile bianuale pe care nu le-am scos. Deci avem un etaj
jos, florile bianuale. De susținere, practic? Sau care e? Ele îmbracă pământul. Okay. Una este să vedem o lalea în pământ și sub ea fiind, să vedem pământ, și alta este să vedem o altă floare. La un moment dat există jocuri în care nici nu mai distingem. Avem impresia, de exemplu, că există două, sunt lalele pitice, sunt lalele înalte, dar de fapt jos nu sunt lalele, sunt, de exemplu, niște pansele galbene foarte mari și bogate. Și floarea și laleaua e deasupra. În funcție de cum au gândit colegii mei aceste amenajări, în funcție de aceasta se aleg soiurile respective. Uh-huh. Și în fiecare an o parte din soiuri rămân aceleași, pentru că se au în vedere, vă spun, și toți factorii, inclusiv economici. Absolut. Iar o parte din ele sunt schimbate și încercăm an de an, an de an. Ați văzut că într-un an am avut foarte multe lalele franjurate. Ați văzut. Altele, anul trecut am venit cu acele lalele foarte înalte. Vrem să am avut și lalele foarte pitice, dar care, din punctul nostru de vedere, nu ne-au satisfăcut. De ce? Pentru că au înflorit greu. Noi trebuie să avem în vedere și ca acestea să înflorească cumva în același timp, în aceeași perioadă, pentru că dacă îmbinăm două soiuri, ele trebuie să fie ambele înflorite în momentul în care vrem să creăm acel joc. Dacă unele înfloresc o dată și celelalte după ce s-au trecut, asta n-am rezolvat nimic, știți? Toate elementele acestea se au în vedere în momentul în care se fac aceste amenajări și pentru că poate există și alte, se pot face și alte jocuri cromatice, ce vă spuneam, dar având în vedere că au timp de înflorire diferiți, nu sunt complementare ele. Cu siguranță toate aceste lucruri s-au învățat pe parcurs, mă gândesc. Care a fost cea mai mare dezamăgire, dacă pot spune astfel? Cea mai mare dezamăgire... Nu știu, un eșec într-o primăvară. În primăvară, a fost în toamnă, când n-am avut crizanteme produse de noi în timpul sărbătorii Sfânta Parascheva. Pentru că noi suntem condiționați de zilele Iașului pentru a avea crizantemele înflorite. Și ele erau mari, erau frumoase, dar nu erau înflorite. Și ala am considerat un eșec. Care este cea mai scumpă floare care se regăsește în Nu în vă seră. Pot spune. Ele sunt poate mușcate, poate avem tot felul de flori. Depinde de mărime, depinde de... Dar nu vă pot spune exact. Niște tăi când plantați? Aveți de gând? Tăi am plantat, pentru că și în această primăvară am plantat arbori și mare majoritate au fost tăi. În schimb, în acest an ne-am aplicat cu mai multă atenție asupra calității acestor plante. Poate ați văzut în oraș și cu certitudine ați văzut. Am creat pe aliniamente, nu numai să plantăm copacul și să zicem că am plantat un număr nu știu câte mii de arbori. Nu. În acest an am avut în vedere ca fiecare arbore pe care l-am plantat pe aliniament să fie dotat cu un sistem de udare la rădăcină, cu dren făcut, pentru că noi pe aliniamente nu avem sisteme de irigație. Sunt foarte greu de făcut. Și automat vedeți că vin colegii mei cu cisterna și udă. Când udăm în timp de vară cu cisterna un arbore, foarte mult, mare cantitate din această apă rămâne la nivel superficial. Nu pătrunde. La rădăcină, acolo unde este nevoie de apă. Și făcând aceste sisteme cu țevi, cu drenuri care duc la rădăcină, la sistemul radicular al copacului respectiv, spunem și le-am dat îngrășăminte și tot ce au avut nevoie, pentru că mediul platbandelor, de exemplu, este un mediu foarte agresiv. Da. Un copac sau orice plantă aflată în platbanda drumului este agresată. Atât de mașini, și vă dați seama, sunt mașini care noi ne dăm seama de acum ce flori putem pune pe platbandă dacă este în preajma unui semafor unde mașinile sunt în staționare și ele suferă mai mult pentru că au țeava de eșapament la nasul lor. Faptul că iarna vin cu acele substanțe, săruri și, bineînțeles, pe spațiu verde afectează și chiar distrug acel spațiu verde, iar acea sare rămâne în stratul, iarăși în pământ, în stratul superficial
și de aceea vrem să hrănim copacul sau plantele respective acolo unde au nevoie. În moment, aceeași cantitate de apă noi dacă o dăm la un copac la rădăcină prin sistemul ăsta de țevi, știm sigur că este, ajunge unde trebuie. Ați văzut, am folosit și am confecționat tutori pentru a susține fiecare din acești arbori tineri, pentru a nu mai fi rupți sau, eu știu, rupți de vânt sau din alte cauze. Și tutori confecționați tot din arborii bătrâni uscați, tăiați, și pe care i-am prelucrat noi. Știți? Arborii bătrâni susțin arborii tineri. Și spre acest lucru ne-am axat în acest an mai mult cu plantările de primăvară. Urmând, ca și în toamna următoare, tot avem în vedere calitatea plantelor. Mi s-a reproșat de foarte multe ori că am plantat în același loc de 3 ori un arbor. Au fost și situații în care am plantat, nu de 3 ori, doamna respectivă, era un arbor pe care nu îl plantasem noi, pentru că au mai plantat și alți oameni pe platbandă arbori, diferite alte acțiuni. Am avut, într-adevăr, a fost un arbore rupt sau a fost dezrădăcinat și am intervenit și am plantat în locul lui alt arbore. Dar de regulă acum urmărim să dăm și calitate vieții acelui arbor, știți? Uitați, apropo de ce spuneați, știu multe persoane care din proprie inițiativă și cu bună voință ei vor să facă un bine și încep să planteze un copacel, o floare. Ar fi bine totuși să nu intervină în munca dumneavoastră? N-ar fi bine. Trebuie să înțelegem. Uitați-vă, mergeți în orice zonă din Iași. Nici aglomerările de arbori nu sunt în regulă, pentru că un arbore are nevoie de un spațiu propriu pentru a se dezvolta. Dacă îngrămădim și cât este mic, tânăr, este o vergea, tendința este să pun pe un metru pătrat să pun 5 arbori. Gândiți-vă că se vor putea prinde toți 5. Și multe zone. Pe noi ne interesează ca un arbore să facă umbră, să ne dea oxigen cât mai mult, deci să aibă o coroană bogată, să se dezvolte. Exact. Și din punct de vedere estetic să arate bine. Pentru că un arbore care are un coronament bogat, uitați-vă la un arbore care este plantat izolat, oriunde, și veți vedea că acel arbore are o coroană bogată, este sănătos, mai sănătos, pentru că și sistemul radicular s-a adaptat, pentru că el este supus intemperiilor de când este mic, nu? Și automat el se înfige acolo. Nu există riscul să se prăbușească la un vânt mai puternic. Și acesta ar fi rațiunea. La noi, de exemplu, arborei de pe platbandă. Avem cabluri electrice care, bine, o parte acum se demontează pentru că este o întreagă politică de a se demonta, dar rămân rețelele electrice, pentru că alea nu le putem demonta. Gândiți-vă că suntem condiționați să-i tăiem coronamentul, să-l mutilăm, cum multă lume ne acuză că mutilăm arbori. Dar acolo n-ai ce face, pentru că nu poți să-l lași în... Legea nu ne dă voie. El nu trebuie să intre cu coronamentul în firele electrice. Vă dați seama, acel arbore suferă. Nu putem să creăm un arbore frumos, sănătos, pe o platbandă, care este și așa agresată și care are și cabluri deasupra. Arborul ăla, oricât ne-am străduit noi, nu poate să fie un arbore și frumos și sănătos. Da, înțeleg perfect și se vede cu ochiul liber că lucrurile stau foarte bine din acest punct de vedere la nivelul municipiului. Sunt perfectibile. Orice lucru este perfectibil și legat de arbori, chiar avem de lucru aici, dar trebuie să înțeleagă populația, cetățenii noștri, că nu vrem să facem lucruri rele sau să stricăm. De exemplu, cu aceste toaletări. Că toaletările sunt cea mai mare problemă. Care este perioada lor? Vara sau... Nu. Toaletările se pot face... Ori de câte ori este nevoie, nu? Exact. Și în verde se pot face. Există două tipuri de tăieri. Tăierile de corecție și tăierile de formare. Tăierile de corecție intervenim atunci când un arbore intră în bloc sau deranjează sau produce un neajuns și atunci putem să tăiem. Chiar dacă acea ramură este verde, că ne-a spus o doamnă că am tăiat și erau arbori verzi, am toaletat.
Și ne-a trimis poze cu creanga verde. Creanga verde. Da, sunt și situații de genul ăsta, când acea creangă ajunge într-un bloc, într-un geam, strică ceva. Că da, sunt da. Tot felul. În cabluri electrice, v-am spus. Și există tăiere de formare care, pe care trebuie să le facem ca să dăm acea formă de coroană arborului respectiv. Uh-huh. Și arborele, dacă el are o formă vicioasă, pentru că ați văzut, mergeți printre blocuri, nu veți vedea arbori cu frumoși. Sunt, s-au dus după soare. Uitați-vă, un arbore lângă un bloc. El tinde să caute lumină. Da, 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 nu va fi drept în niciun caz. Alexandru ieri, chiar treceam prin aliniament și toți erau aplecați, fugeau de bloc, știți? Da, da, da. Și automat, asupra arborului ăla este foarte greu să intervii. Putem interveni cât e tânăr prin acest sistem de dirijare, dar mai târziu, dacă nu mai are, adică are un spațiu unde se poate dezvolta, se dezvoltă. Dacă nu, va fi iarăși un arbor într-o aglomerare de arbori care nu arată foarte bine neapărat. Noi trebuie să mărim suprafața și facem tot efortul pentru a crește suprafața de verde în orașul Iași. Pentru că orice plantăm ne dă oxigen. Lumea ne acuză cu gazonul, nu... Ba da, un hectar de gazon poate să dea oxigen, eu știu cât, nu știu câți arbori, copaci. Okay. Pentru că, ce vă pot spune cu certitudine, un hectar de lucernă dă oxigen cât un hectar de pădure. Foarte locul fain, citit, da. Da, super. Dar la gazon nu vă pot spune, dar probabil și sunt are milioane de clar. Plante în da, da, da. Acel covor de gazon care da, da, da. Fac fotosinteză, nu dau oxigen. Dar nu le place oamenilor gazonul? Ba au da, comentarii? Nu, suntem că nu neapărat, nu cu gazon. Știți că orice lucru, dacă l-ai, acum de ce l-ai? Nu, place și suntem încurajați să continuăm în sensul acesta. Place, mulți sunt reticenți pentru că au avut în fața blocului o grădinuță, au pus niște plante, s-au atașat emoțional și vă spun că am avut multe lucrări în oraș. De exemplu, în Tătăraș era o doamnă, avea o grădină foarte frumoasă și aranjată. Nu intervenim acolo. A, serios? Nu, nu intervenim. A. Dacă este frumos, aranjat, cel mult putem să intervenim să punem un aspersor sau să asigurăm udarea respectivă. Okay. Și dacă toată lumea e de acord din bineînțeles, blocul nu, respectiv, nu? Nu stricăm. Sau dacă sunt niște flori foarte frumoase sau dacă sunt niște tufe foarte frumoase. Și am protejat, din potrivă, am avut o lucrare în Nicolina unde era un arbust dintre ăsta agățător, unde, bine, era o structură de lemn putredă pe care era el agățat. Am confecționat noi o structură de metal, am vopsit-o, am aranjat-o, am păstrat, pentru că este un lucru frumos și nu, interesul nostru nu este să stricăm. Încercăm să scoatem ce este urât, bătrân, învechit și care nu și-are rolul în... din această colaborare a autorității cetățeni, nu pot ieși decât lucruri faine. Bineînțeles, tot timpul. Dacă suntem și noi înțeleși și noi înțelegem cetățenii, nu avem decât de câștigat. Asta este rugămintea noastră, pentru că, vă dați seama, există o suprafață foarte importantă amenajată la ora actuală la nivelul municipiului nostru. Și în cadrul amenajării sunt și acele sisteme de irigații. Cele mai mari probleme le avem cu acest sistem de irigații, pentru că dacă nu funcționează, nu avem apă. Uitați-vă, la ora care discutăm, este o secetă cumplită. Dacă noi nu susținem cu irigații creșterea acestor spațiului, nu vorbim de spațiu verde fără apă. Corect. Și dacă suntem în primăvară și avem acest deficit de apă, gândiți-vă în vară, va fi totul fără udare, este ars, este galben, este uscat. Și de aceea rugăm pe toți cetățenii noștri să încerce să protejeze aceste sisteme de udare. Noi nu vrem să creăm un disconfort. Am avut situații, de exemplu, un aspersor bătea în zidul unei clădiri și cetățeanul mi-a spus, domnule, mi-a bătut apa în geam noaptea, m-a trezit din somn. Este un disconfort. Ne-am cerut scuze, am aflat, am reglat acel aspersor cât am putut să intervin de repede. Dar există
multe aspersoare, că nu sunt dereglate de noi, se dereglează singuri. Sunt răsucite de un răuvoitor și automat creează un disconfort. Noi, la nivelul ăsta, este foarte greu să asigurăm mentenanța tuturor sistemelor de irigații din Iași, pentru că sunt foarte, foarte multe și vă dați seama, nu putem interveni imediat. Și oamenii nu înțeleg un lucru esențial. Aceștia sunt banii noștri. Bineînțeles. Adică în momentul în care tu produci o astfel de daună, îți bagi multe banii tăi, dacă nu ai tăi, ai părinților, ai familia. Fiecare contribuim într-o formă sau alta la bugetul local. Da. Spuneați că sunteți preocupat de a avea cât mai multă zonă verde în Iași, dar mai mult de atât, ce se mai poate face? V-am spus, ceea ce putem noi câștiga sunt zonele degradate, pentru că există foarte multe zone degradate în Iași. Și zonele astea interstițiale, dintre blocuri, unde parcăm la ora actuală mașini. Eu înțeleg că este o mare nevoie și de locuri de parcare, dar parcarea pe spațiu verde nu este o soluție. Și nu este o soluție având în vedere că, una, distrugem spațiul verde și, doi, sporim poluarea în oraș, pentru că tot pământul ăla antrenat de roțile autovehiculelor este dus în stradă și devin particule în suspensie, în aer. Și mărim gradul de poluare. De aceea sunt încă multe zone degradate pe care le putem aduce la un stadiu încât să fie considerate zone verzi. Mă gândeam și mă uitam, de fapt, în parcul expoziției în Copou, dacă faci puțin abstracție, că nouă nu ne place nimic din cei la noi în țară, dar dacă te uiți așa în parc și te gândești că ai fi în altă parte, el chiar arată foarte bine. Este un parc foarte, foarte frumos. Cred că e cel mai frumos din oraș. Ce se poate face cu zona Ciric, care nu-i pusă în valoare suficient? La ce zonă vă referiți? În zona Ciric? Chiar la Ciric, da? Exact. Ciric este o pădure acolo, deci ea aparține și fundului forestier. Este foarte greu să faci un parc în pădure, adică ecosistemul de pădure este cu totul altul decât ecosistemul unui parc. În mod normal, numărul de arbori dintr-un parc este limitat. La un hectar de parc ar trebui să ai 100 de arbori maxim. Am înțeles. Și automat când pădurea e pădure, sub ea, acolo mai puțin pătrunde soarele, este mai greu să creezi un spațiu. Pot fi create alei, pot fi create zone care sunt mai libere, ca niște zone de unde pot fi plantate și flori și arbuști și gazon, nu? Totul se poate face. Bine, dar probabil că și la Ciric vom intra în anumite zone. Noi acolo intrăm, dar intrăm pe zona de promenadă, punem ghivece, flori, jardiniere și să creăm o atmosferă de genul ăsta. Dar este mai complicat într-o pădure, vă spun. Noi facem foarte mari eforturi și cu parcul Grădina Copou și cu parcul expoziției și cu Chica Vodă, pentru că sunt mulți arbori și foarte greu și gazonul și plantele trebuie susținute pentru a putea să se dezvolte, știți? Am înțeles, deci nu plus este clima tocmai propice și... Nu neapărat, plus că trebuie să asigurăm acea udare de care vă spuneam. În pădure este mai greu să asigurăm și apa și tot ce necesar. Dar pentru că tot ce vedeți în oraș, totul este irigat. Totul. Am auzit multă lume care spune, bun, avem parcul Copou, da? Expoziției. Chiar și Copou, dar acolo ne mai deranjează ciorile, nu prea putem să ne plimbăm așa grădină, în tignă. Da, clar. Nu prea mai avem alte parcuri. E, cum nu? Unde mai pot fi create? Unde să mergi copiii? Să, nu știu, să te bucuri de natură. Luăm tot orașul. Noi am amenajat o sumedenie de locuri. Dacă vin din Copou, unde e Casa Studenților, acolo este Parcul Tineretului. În partea dreaptă avem spre Râpa Galbenă iarăși un parculeț mic făcut ca un loc de loazir unde te poți odihni. Mergem
Independenței. Am amenajat stânga-dreapta, dreapta mai mult zona de la blocuri. Intrăm în Bărboi. În Bărboi iarăși este un parc întreg acolo, cu bănci, cu zonă de spațiu verde pe care... Și tot mergem, avem Anastasie Panu, cu zona Palat, zona Regina Maria, la Poduroș, este un parc foarte frumos. Avem parcuri. Noi, tot ce înseamnă zonă pe care o putem amenaja, gândiți-vă că, de exemplu, avem Nicolina 16, 18, 20, 24, pe care le-am amenajat chiar în acest an. Am făcut și alei, am creat o zonă de relaxare pentru cetățenii din blocurile respective, care era un teren viran. Și am pus sisteme de udat, am pus gazon, flori, plante, bănci, mese de șah vom pune, știți? Adică esplanadele, Nicolina, avem parcuri în Iași. Am vrut să fie răspuns pentru... În fiecare zonă din Iași avem măcar un parc, na? Adică zonă de recreere avem. Și încercăm, nu avem parcuri în adevăratul sens al cuvântului ca să aibă suprafețe de, eu știu, de 10 hectare. Nu avem, că acesta este orașul nostru. S-a construit mult. Dar nici nu ar putea fi creat un astfel de parc? Ca să creăm un parc ne trebuie terenul. Ca să-l avem un teren liber. Bun, acum Cârcotaș ar putea veni să spună avem terenuri, dar se construiește pe ele. Da, dar nu zona 10 hectare înseamnă mult, știți? Dar se pot face. Deja orașul se extinde în zona limitrofă, zona, de ce nu, unde va fi viitorul spital regional. Da. Pot crea parcuri. Avem nevoie și de parcuri, vă spun, avem nevoie și de cimitire, pentru că, din păcate, și aceasta este o realitate. Ajungem și la cimitire. Da, nu v-am spus. Ajungem doar cu discuția acolo. Da. Ce lucrări sunt prevăzute pentru primăvara aceasta? V-am spus, avem foarte multe amenajări, în sensul în care că noi lucrăm cu 8 centre de spații verzi. Fiecare centru de spații verzi în acest an are aproximativ ca 1000 de 5 amenajări măcar. Sunt o parte care au terminat deja 2-3 amenajări. Noi continuăm, pentru că apar tot timpul solicitări și în măsura în care putem să le satisfacem în acest an, le facem. V-am spus, avantajul este că se poate lucra tot timpul anului la amenajări și automat nu ne oprim. Chiar dacă avem lucrări de întreținere, nu abandonăm lucrările de amenajare. Și în ce privește cimitirele? În ceea ce privește cimitirile, lucrurile sunt cumva știute, nu sunt, adică mai sunt nevoie, mai este necesară intervenția asupra infrastructurii acestor cimitire, mă refer la cimitirile vechi. Noi în acest an, de exemplu, continuăm, cum e cimitirul Sfântul Vasile, tot noi vom face aleile din cimitir, sunt alei betonate. Sunt alte proiecte, refacerea aleilor din cimitirul Eternitatea. Noi continuăm cu, ca investiție proprie de această dată noastră, vom continua cu sistemul de supraveghere video în cadrul acestor cimitire, pentru că au mai fost probleme legate de securitate și tot felul de distrugeri sau alt fel de comportamente a unor oameni și automat trebuie să ne mărim sistemul de supraveghere. Pot fi îngrijite și mormintele de către echipa de Noi avem servicii în sensul acesta. Deja, având în vedere că este și perioada dinainte de Paște, avem și solicitări. Amenajăm din punct de vedere peisagistic aceste morminte. Bun. Da. Mai întreabă, chiar aceasta era una dintre întrebări. Și altcineva are un mesaj referitor la ridicările de mașini și povestește o situație în care, în momentul în care anunță cei de la Salubris faptul că vor veni să spele strada, fiecare trebuie să mute mașina ziua respectivă, să face anunțul dinainte, rar se întâmplă să nu mai găsești o mașină parcată. Și chiar am văzut și eu o astfel de situație în care erau vreo 10 mașini parcate, deși n-ar fi trebuit, o mașină care le ridica și mă gândeam, cât durează până le... Dar nici nu măcar n-ai cum să le ridici pe toate, pentru că ar trece ziua, ridici o mașină, o duci la locul unde este ea
din depozitată, păcate, să zic. Aceasta este realitatea. După care se revii după alta și e tot așa drumul acesta trecut ziua. Da. Sunt sute de mașini relocate. În condițiile în care sunt anunțați cetățenii pentru, de fapt, exact. Pentru a face curat. Pentru că într-un interval. Adică în timpul în care treci la serviciul în mod normal. Exact. Am avut situații și nu o să vă ascund. În momentul în care proprietarul mașinii se uita la noi de pe geam, vedea că mașina este ridicată, ne-a spus, vedeți, o puneți la loc în același loc. Adică putea să se ducă să... Să o mute. Să o mute. Da. Te mai lasă fără cuvinte și unii oameni, nu? Am avut situații. Da, dacă am înțelege că totul este tot spre binele nostru, că de fapt facem curat pe stradă, toți pentru confortul fiecăruia dintre noi. Clar. Și mașinile doar nu au fost ridicate pentru a fi duse în bază sau să percepe o taxă. Au fost ridicate pentru a face loc măturătorilor să-și facă treaba. Da. Mai întreabă cineva aici, în cartierul Frumoasa, când ajungeți cu lucrările? În Frumoasa am fost. Mai înainte v-am spus. Am avut în strada Cetățuia, chiar o zonă mare, amenajată și acum este amenajată. Strada Plantelor, Stradela Cetățuia. Chiar în primăvara asta am făcut o amenajare, inclusiv cu partea de alei făcute. Lucrăm. Deci unde identificăm zone care pot fi amenajate și aș ruga pe această cale și asociațiile de proprietari și chiar cetățenii să ne aducă la cunoștință zone dintre blocuri. Okay. Mai avem o situație și am pățit-o tot chiar în Frumoasa. Am început o amenajare foarte mare, a venit un cetățean să ne spună că este teren proprietate, mai există proprietăți particulare între blocuri. Da, da, da. Și atunci nu avem cum să intervenim și nici să amenajăm, din păcate. Și există și în zona centrală multe terenuri care sunt proprietate particulară și unde iarăși nu au, sau în zone foarte vizibile. Și se creează un contrast foarte urât. Este o zonă amenajată foarte frumoasă, o zonă care e total neîngrijită. Nu avem cum să intervenim acolo. În unele locuri am mai pus pancarte, am arătat, aceasta este o proprietate particulară, ca să înțeleagă lumea de ce n-am vrut. Nu că n-am vrut, nu putem să intervenim în acele zone respective. Care ar fi așa cartierele, zonele rămase în urmă și care sunt în atenție acum? Dacă mă întrebați o zonă rămasă în urmă, nu văd. Încercăm să intervenim, să fim echidistanți față de zonele orașului. Avem foarte multe lucrări de amenajare în Dacia, Alexandru, la fel avem în Tătăraș, adică în Nicolina, în centru, în Copou. Păcurari, am amenajat ce am putut să amenajăm, pentru că sunt cartiere care nu sunt foarte generoase din punctul ăsta de vedere. În Canta mai suntem cât de deficitari și putem să intrăm mai și vom intra în acest an. De asta rog să ne aducă la cunoștință zone care se pot preta pentru amenajări. Și care, zicem noi, și pe de altă parte, rugămintea noastră este să aibă fiecare și răbdare, pentru că avem multe zone care vor fi amenajate, dar trebuie să le luăm din aproape în aproape. Un alt mesaj. Nu mi se pare normal ca unii cetățeni să-și însușească spațiile din jurul blocurilor. Noi, în primăvara asta, și nu numai în primăvara, și anul trecut, dacă am dărâmat aceste garduri și unde intrăm cu amenajarea la blocuri, amenajare făcute de noi, avem sprijinul poliției locale și înlăturăm tot felul de plase, garduri, gărdulețe și tot ce înseamnă. Pentru că nu putem vorbi de o amenajare în condițiile în care fiecare bucată este parcelată și fiecare face ce vrea în bucata respectivă. De asemenea, rog să fim scuzați pentru această intervenție, dar nu putem face o amenajare în condițiile în care nu mai este spațiu public. Adică noi trebuie să redăm spațiul respectiv pentru a fi spațiu public și după care îl amenajăm. Exact, exact. Dar s-a întâmplat să fie un spațiu proprietate privată și acel om totuși să, nu știu, să vă ceară sprijinul, să l ajutați să întrețină. Am avut chiar acum, lângă piața Alexandru, una din rabate,
foarte mică, era, este o proprietate privată în mijlocul amenajării noastre. Și am amenajat, am pus pământ, am amenajat, am gazonat pentru că și am avut acordul proprietarului respectiv pentru a nu crea o notă discordantă față de... Și am mai avut tot în zona Alexandru, așa ceva. Am avut, de exemplu, în zona frumoasă, era un spațiu foarte generos care se plăta pentru a fi chiar un parc, o zonă de recreere, în care ni s-a spus, aceasta este zona proprietate, nu intrați. Și n-am intrat. Ok. Un alt mesaj. Când veți reface spațiile de joacă pentru copii și poate veți înlocui mobilierul care deja este învechit? Da. Parcurile de joacă se împart în mai multe categorii, să spun așa. Sunt parcurile care intră în reabilitare sau au fost reabilitate. Niciuna din aceste categorii noi nu putem să intervenim, pentru că dacă va fi reabilitat, nu se mai fac investiții decât în siguranța locurilor. Adică dacă sunt locuri de joacă care presupun posibile accidentări, atunci se iau măsuri pentru a fi blocate elementele respective de joacă, pentru că el va intra într-o reabilitare și automat nu putem să intervenim. Noi, de regulă, în parcurile de joacă intervenim numai în ceea ce privește, hai să spun, folosința generală, împrejmuire, ați văzut, am montat covorașe de cauciuc, sau nu suntem autorizați pentru a face orice intervenție asupra elementelor de joacă, decât pentru o anumită categorie. Și sunt foarte multe parcuri de joacă. Problema este că ele au fost făcute în decursul anilor cu alți furnizori de echipamente de joacă. Da, da, da. Și multe din elemente care sunt stricate nu pot fi reparate, trebuie înlocuite. Când trebuie înlocuite, trebuie înlocuite cu elemente de același fel. Ori acele echipamente nu le mai găsim, știți? Dar intervenim măcar pentru securizarea zonei și în măsura în care se poate vor intra tot în partea de de reabilitare, știți? Și un alt mesaj, niște bănci mai ingenioase. Suntem dispuși, noi, aceste bănci, ca să înțelegeți, sunt create în, în atelierele noastre. Ele sunt, picioarele sunt de fontă, deci din punct de vedere al calității, noi am dat și la alte municipalități aceste bănci. Serios? Da, da, da. Către ce orașe? Nu, neapărat orașe, către comune din județ și din alte parte. Problema este că persoane fizice sunt din lemn cu fontă. Din punctul de vedere al, eu știu, al ergonomic, ele sunt în regulă, pentru că sunt prietenoase. Am încercat să facem, să face din beton, pentru că multă lume ne-a spus cum sunt în afară. Nimeni nu stă pe o bancă de beton sau de metal, pentru că este rece, știți? Da, da, da. Am făcut bănci de alt, tot lemn cu metal. Dacă mergeți în grădina Ghica Vodă, veți vedea băncile care le-au copiat profilul aleilor, curbe, pe care sunt folosite, mai lungi, mai mici. Încercăm să ne... Poate suntem tributari că nu am adus modele mai noi, dar acestea au fost, de fapt, acceptate și îndrăgite, să spun. Dar voi avea în vedere pe viitor să mai diversificăm mobilierul. Și mai erau câteva mesaje. Întreabă cineva dacă se poate vizita Sera. Da. Bun, da. Și altcineva spune că a devenit neinteresantă grădina botanică de când a început servicii mulțumim publice tare, să-și facă treaba tare, așa cum trebuie. Mulțumim. De câți ani sunteți director? Din 2014. Sunt ceva ani. Da. Și încă mai este treabă de făcut. Avem. Zic că avem, da. Cum spuneați că ieri ați trecut prin Alexandru și ați observat ceva ce nu v-a plăcut, respectiv arborii care nu cresc tocmai cum trebuie. Se întâmplă să terminați o lucrare și să treceți mai apoi și să spuneți, parcă mai era ceva de făcut aici. Numai din punctul de vedere al întreținerii. Întreținerea este la fel de importantă ca edificarea lucrării respective. Pentru că ce se întâmplă dacă nu îngrijești ceea ce ai făcut, degeaba ai făcut. Exact același mesaj îl transmit și asociațiilor care vor să planteze, să facă amenajări.
Degeaba plantăm un arbore, facem 100 de selfie-uri că m-am plantat, dacă noi nu ducem o găleată de apă la arborele. Adică da. nu-și are continuitate, nu faci nimic în final. Întreținerea este extraordinar de importantă și poate este chiar mai importantă decât amenajarea respectivă. Da, sigur. Și poate acesta ar trebui să fie și mesajul de la finalul emisiunii de astăzi și pentru urmăritori. Faptul că, da, uite, punem presiune pe autorități să facă, acestea fac și mai apoi, haideți să întreținem cu toții. Da, contează foarte mult. Acest lucru contează foarte mult. Vă mulțumim frumos pentru prezența la emisiune și pentru discuția purtată și așteptăm să reveniți. Cu multă plăcere. În vară să reprezentați calendarul de activități. Vă așteptăm, vom avea și expoziții. Și când va fi? De ziua mediului, pe 5 iunie, vom avea la Palatul Culturii și pe pietonal, nu știu să vă spun data exact, dar și cum a fost și în anul trecut, vor fi două expoziții pe pietonal. Da. Bun, urmărim pagina de Facebook, da? Da. A fost alături de noi astăzi domnul Laurențiu Ivan, directorul Servicii Publice Iași. Nu uitați să dați un like și un share emisiunii și să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. De la ora 15 urmează emisiunea moderată de Valentin Puțanu, iar de la ora 16 Georgiana Adam vă dă întâlnire. Noi ne vedem mâine cu părintele Calistrat Chifan la emisiunea săptămânală de la 12:30. O zi frumoasă!